Ministerul Administrației și Internelor a mobilizat aproximativ 50.000 de angajați pentru măsurile de ordine publică ocazionate de alegerile locale din 5 iunie. Polițiștii vor sta cu ochii și pe cei care nu respectă legea referitoare la exercitarea dreptului de vot. Contravențiile legate de procesul alegerilor sunt prevăzute la capitolul 5 din legea numărul 115 pe 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Printre acestea se numără prezența mai multor persoane în cabina de vot, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători. În timpul exercitării dreptului de vot se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 de lei. Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor program afișate sau oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 de lei. Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare se sancționează cu amendă de la 2200 la 3000 de lei. Cu aceeași sancțiune se pedepsește și distribuirea, inclusiv de către candidați, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor electorale sau în ziua votării, în secția de votare sau în afara acesteia pe o rază de 500 de metri. Infracțiunile electorale sunt oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte folose în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat. Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și cu interzicerea exercitării unor drepturi. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Fapta persoanei care votează prin introducerea în urna mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Coordonarea activităților MEAI se face la nivel de județe prin activarea comandamentelor operaționale județene, iar la nivel central prin Centrul Național de Coordonare Integrată, care funcționează în regim permanent.